și ajutor în necazurile, în suferințele și în încercările lor, dar totodată aduc și mulțumire Maicii Domnului pentru toate binecuvântările și binefacerile ce s-au revărsat asupra lor și asupra familiei și a casei lor. Este o sărbătoare mare pentru noi, creștinii ortodoxi, pentru că, iată, la adormirea Maicii Domnului, Hristos Dumnezeu, Fiul Maicii Domnului cel prea iubit, ne-a arătat cât de mult o iubește pe Maica sa
și cât de mult trebuie să o cinstim și noi mai departe pe Maica Domnului, chiar dacă nu mai este cu trupul printre noi și nu mai viețuiește printre noi, dar viețuiește mai departe de-a dreapta lui Dumnezeu